mai citești? Ea nu mai mă știu. Ai nevoie de frunze, da? Când a venit ai să mă știu, da? Acum plec. Acceptă critica. Mai facem? Doar recomandăm. Dar poți să-mi arăți cu degetul să trebuie să arăți. Dacă mai durează o chestia asta de bătăgânt. Bine, hai să văd câteva ilustrații ca să ne facem o idee în mare. Și tot întâmplător voi citi ulterior. Este unul dintre cele mai fanteziste lucruri. Un întreg țesut rural sau urban, de ce nu ar fi putut să fie dacă n-am fi inventat utilajele. Fără utilaje, tu nu aveai obiectul muncii. Și acum o da? Aveai palmele ca șmirghelul. Și acum un fragment de la sorți. Trebuie să depășim momentul bordeii. Stați că... Nu este un ideal. Se numește suvenir. Suvenir. Se numește suvenir și cred că este de un român. Cred că este de Eugen Ionescu. Nu cred, de data asta m-am asigurat. Și zice așa. A iurit și a aburit. Cum eram, tot mă iubeam. În strachină nătâng, implantam piciorul stâng și nu călcam deștept, nici cu piciorul drept. Dar printre nori alergam ușor, iar dacă mă încurcam de stele, le culegeam ca pe niște mere. Cum eram, tot mă iubeam. Și uite ce drăguț era!